Păi mai ții minte, măi, dragă Mărie, când nu erau struguri copți la vie. Filmez când pun vinul, n-am făcut asta niciodată. Dau un sifon să-i rupe molecula, n-ai? Locuința mea de vară. Ce, unde era, dragă? Țară. E la straja. Acolo era să mor. Da, da. De urât și de întristare. Mie îmi spui. Beam de soare. Hey. Și pârlit îngrozitor. Mihaela, îmi aduc aminte perfect de sarafanul tău când ieșeai la tablă. Și cred că nu e niciodată prea târziu să spun că te-am plăcut foarte mult în școala generală. Ca eu să te surprind și mai tare, și pe-a mea tot Mihaela o chema. Nu cred așa ceva! În căsuța din pădure aveau casă doi pitici. Da, da. Vine pupăza și spune: vreau să stau și eu aici. Am pus iarăși așa și am început. Cu tremur în România. Mamă, se opreau ăia toți. Deci până după amiază, când au ieșit oamenii de la birou, am vândut toate ziarele, gata. I wanna play the music. Feel the power. Feel the power. You're gonna leave. Și am avut o clipă, să știi, mi-a trecut prin cap la un moment dat că, băi, eu las tot și fug din țară. Că nu știu, frate, cum să rezolv asta. Adică... Deci, mi-am luat grecul cu mine. Da, ok, deschidem și nunțile grecești. Ne puteți invita tot pe noi. Tinere, dumneata e mama. Nu, de altă dată aș dori să-ți indic direcția. E haiduc și e vestit. Nu uitați, doar pentru botez, pentru nuntă... Venim cu chitări mai mari.